Întreprinderea municipală Regia Autosalubritate are un nou director interimar. Dumitru Vulpe a fost vicedirector al instituției. În plus, primarul general s-a adresat și organelor de drept în cazul fostului director Eugeniu Axentiev. Vreau să nu creadă nimeni că există funcții pe viață sau imunitate pe viață și pot face orice unii sau alții și nu vor duce răspundere în această privință. Eu vă anunț că se greșește amarnic. Toate demersurile sunt făcute suplimentar către Centrul Național Anticorupție, către Procuratură, alte organe de drept și control. Ion Ceban a mai anunțat că întreprinderea municipală Regia Autosalubritate va fi supusă unei analize economice financiare. Eugeniu Axentiev a fost suspendat din funcție în urma unei dispoziții semnate de primarul capitalei. Motivul ar fi ancheta Ministerului Afacerilor Interne, care a arătat că Axentiev nu ar fi gestionat eficient situația de la poligonul din Țânțăreni. La rândul său, Axentiev ne-a spus că totul este regizat și că el și-a îndeplinit toate atribuțiile de conducător al întreprinderii. Situația asta este oribilă din toate punctele de vedere. Noi nu avem ce ascunde, nicio informație. Suntem disponibili pentru orice control. Nu este necesar de efectuat chestiile astea. Pe mine chiar mă miră. Sunt oameni maturi, se socot politicieni cu experiență și merg la o gravă încălcare a legislației. La sfârșitul lunii iulie, un incendiu a cuprins poligonul de gunoi de la Țânțăreni, unde sunt duse deșeurile din capitală. Focul a fost localizat și stins abia după o săptămână, timp în care oamenii din localitățile din apropiere erau sufocați de fumul dens. Localnicii au ieșit la proteste și au încercat să blocheze accesul spre groapa de gunoi.